În seara aceasta vom aborda ultima parte din doctrina aceasta a pierderii mântuirii, de care ne-am ocupat de trei întâlniri încoace. Și mi-e plac titlurile la predici. Titlul mesajului din seara asta este: doctrina pierderii mântuirii este monstruoasă. Chiar asta e convingerea mea, nu este o senzație pe care o am. De multă vreme analizez subiectul acesta. Aceasta este convingerea și aș vrea să vă arăt de ce această doctrină a pierderii mântuirii este monstruoasă. Doctrina pierderii mântuirii e ca un cancer terminal. Un cancer care infectează tot corpul doctrinar. Se duce aproape în fiecare doctrină fundamentală din creștinism, o redefinește, o pervertește și îți dă cu tot o altă definiție, altă idee despre doctrina respectivă, total diferită de ce spune Biblia. Vom vedea altă idee despre regenerare, despre înfiere, despre har, despre mântuire, despre nou legământ, despre justificare, despre sfințire, despre viața veșnică. Totul este redefinit. Totul trebuie să fie redefinit dacă mântuirea se pierde. Absolut totul. Absolut totul. Și această tumoare canceroasă, spiritual vorbind, doctrinar vorbind, va afecta absolut orice domeniu din viața bisericii. Închinarea, evangelizarea, sfințirea, siguranța mântuirii, predicarea, compoziția bisericii va modifica. Această tumoare spirituală infectează viața bisericii. De aceea eu cred că este important să ne oprim asupra acestei doctrine, să predicăm împotriva ei și să lămurim pe baza Scripturii de ce această doctrină nu este biblică. Dacă e adevărat ipoteza de la care eu am pornit, că este ca un cancer terminal spiritual și o tumoare care infectează orice domeniu din viața noastră personală a bisericii și orice doctrină din fundamentală din corpul doctrinar creștin. Haideți să ne uităm la motivele pentru care această doctrină a pierderii mântuirii este monstruoasă. În primul rând, această doctrină adaugă la Sfânta Scriptură. Adaugă la Sfânta Scriptură. Am mai arătat în celelalte mesaje care pot fi ascultate, această doctrină sucește, contrazice și adaugă la Sfânta Scriptură. Da? Unde nu-i voința umană dacă găsești o promisiune în Biblie. Da? Dumnezeu îți promite viața veșnică. El spune, da, acolo se vorbește numai despre Dumnezeu, dar noi știm că totul depinde până la urmă de voința umană. Da? Asta înseamnă să schimbi ce spune Biblia. Dacă Biblia n-a introdus condiția acolo, nu o pui tu. Dacă Biblia într-un text arată că voința lui Dumnezeu este decisivă, eu asta iau, că voința lui Dumnezeu este decisivă. Acolo unde sunt avertismente, de exemplu, sunt sucite ca să pară că sunt profeții, da? Aveți grijă la pericolul ăsta. A, noi știm sigur că unii vor cădea în pericolul ăsta și o să-și piardă mântuirea. Chiar dacă textul nu spune asta. Textul îți dă un avertisment, pur și simplu, e un indicator. Oprește-te, da? Eu iau sigur, vor fi creștini care nu se vor opri. Deși textul biblic nu spune asta, da? Texte care vorbesc despre practica creștinului de pe pământ, ei ajung să spună că se referă la poziția creștinului. Practica noastră diferă. Odată suntem mai tari, odată suntem mai slabi, odată ne simțim mai aproape de Dumnezeu, odată mai departe. Practica are fluctuații. Poziția mea înaintea lui Dumnezeu nu are niciodată fluctuații. Eu sunt văzut prin Domnul Iisus, sunt ascuns cu Hristos în Dumnezeu. Este o diferență fundamentală între practica creștinului și poziția creștinului. Când se vorbește de foarte multe ori despre practica creștinului, ei interpretează că s-ar vorbi despre poziția creștinului. Dacă noi suferim în practica noastră, da, facem, cum spun mulți dintre ei, un păcat cu voia, înseamnă că mi-am pierdut poziția. Da? Ceea ce este fals. Apoi această învățătură nu doar că adaugă pe lângă Sfânta Scriptură, sucește texte din Sfânta Scriptură, ci naște doctrine care nu se nasc din Sfânta Scriptură. Haideți să vă pun o întrebare. Cu un arminian foarte bine discuți practic. Dacă e cu implicații și cu alte lucruri, poate nu veți ajunge nicăieri. Întreb practic. Câte păcate face un om ca să-și piardă mântuirea? Câte păcate, da? Dacă credem în pierderea mântuirii, câte păcate faci ca să-ți pierzi mântuirea? Ce spune Biblia? Nu ca să pierzi mântuirea, dar nu să mori. Să pierzi mântuirea. Că ei zic că există pierderea mântuirii în Biblie. Vrem să vedem textul unde ne arată. Dom'le, dacă e vorba despre destinul nostru veșnic, trebuie să știm măcar de la ce să pierde destinul ăsta, nu? Viața veșnică, de la ce păcat să pierde? De la ce păcat și de la câte păcate? Biblia nu ne dă asemenea liste. Că dacă faci atâtea păcate, ți-ai pierdut mântuirea. Sau dacă faci păcatele astea, ți-ai pierdut mântuirea. Știți că sunt persoane care spun că poți pierde mântuirea, rămâi pe pământ la răpire, intri în necaz, harcea parcea cu tine, dacă n-ai avut purtat batic și când a venit Duhul să nu te-o lua de batic, da? Sau alte anomalii din astea. Am dat un caz extrem. Nu vreau să
bagatelizez și să bajocorez arminieni în punctul acesta. Dar diverse oamenii, fiindcă nu au un text biblic, au o plajă foarte largă de păcate. Nu, ni se pare că păcatul ăsta e mai grav. De la ăsta se pierde mântuirea. Alții spun, din punctul meu de vedere, cu o nerușinare spirituală masivă, îți pierzi mântuirea de la un singur păcat pe care l-ai făcut cu voia. Ca să spune, dacă am păcătuit cu voia, nu mai este jertfă pentru păcate. Da? Și există multe, 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 multe alte idei de genul acesta. Deci, în primul rând, observăm această doctrină adaugă la Sfânta Scriptură, sucește texte din Sfânta Scriptură și așa mai departe. Unii zic în felul următor, și am auzit recent lucrul ăsta, dacă, este cum îți pierzi mântuirea, dacă, de exemplu, ai spus o minciună azi și a dat o mașină peste tine și ai murit, te duci în iad. Ți-ai pierdut mântuirea. Întrebarea mea este următoarea. Dacă eu spun minciuna și n-a dat o mașină peste mine și n-am murit, mai mi-am pierdut mântuirea sau nu? Că dacă el spune că îmi pierd mântuirea la o singură minciună, prin faptul că am murit, întrebarea mea este, dacă nu mor și rămân în viață, dar am spus minciuna, mi-am pierdut mântuirea sau nu? Sau cât trebuie să treacă, cât timp trebuie să treacă de la spunerea minciunii și nemărturisirea ei încât să-mi pierd mântuirea? Ne spune Biblia așa ceva? Nu. Plus că e o anomalie în sine să spui că tu îți cunoști toate păcatele și te-ai pus să le mărturisești Domnului. Deci e o ignoranță crasă să spui, eu știu toate păcatele, eu pe toate păcatele mele le-am mărturisit Domnului. Să fii serios. Da? Acesta este primul lucru pe care eu l-am observat în doctrina pierderii mântuirii. Naște doctrine care nu se găsesc în Biblie, sucește Sfânta Scriptură, adaugă la Sfânta Scriptură și așa mai departe. În al doilea rând, această doctrină distruge viața spirituală a credincioșilor. Doctrina pierderii mântuirii distruge viața spirituală a credincioșilor în câteva puncte. Vă dau exemple. Doctrina asta promovează nesiguranța și teroarea. Dacă nu știi de la câte păcate, zic, doamne, nu trebuie să știi de la ce păcate îți pierzi mântuirea. Important e să știi că îți pierzi mântuirea, așa că ai grijă ca să nu-ți o pierzi. El zice, e bine că Biblia nu-ți spune când îți pierzi mântuirea. E bine că Biblia nu-ți dă listele de păcate la care îți pierzi mântuirea. Că tu ai spune, a, de la astea îmi pierd mântuirea. Spune ei, a, de la astea îmi pierd mântuirea. Atunci nu o să le fac pe astea, dar o să le fac pe altele. Și bine că Biblia nu-ți spune. Asta înseamnă că trăiești într-o viață nu de dragoste față de Dumnezeu, nu ești motivat de mulțumire față de Dumnezeu, nu. Tu stai într-o teroare continuă când o să-mi pierd mântuirea. Mi-am pierdut-o oare? Dacă ai un senzon mai rău, spiritual vorbind, oare mi-am pierdut-o? Oare am fost vreodată mântuit? Și toată viața ta, în loc să te preocupi de slujire, în loc să te preocupi de a trăi pentru Dumnezeu, în loc să te începi să trăiești într-o lume din asta a ta, a nesiguranței, a terorii. Am fost mântuit? Oare mai sunt mântuit? Oare de bea acum am fost mântuit? Oare mai pot să fiu mântuit din nou dacă mi-am pierdut mântuirea? Și tot migrez în zonele astea, în zonele astea despre care Biblia la propriu nu zice absolut nimic. Această doctrină promovează nesiguranța și teroarea. Această doctrină strică motivațiile credincioșilor. Dacă mântuirea ta depinde de faptele tale, atunci întotdeauna vei fi focalizat asupra lor, nu? E normal. Dacă mântuirea mea finală depinde de faptul că am făcut o faptă sau n-am făcut o faptă, n-am făcut lucrul ăsta, oare mi-am pierdut mântuirea? Sau am făcut lucrul ăsta, oare mi-am pierdut mântuirea? Înseamnă că focusul tău, centrarea vieții tale va fi asupra faptelor tale. Și implicit, dacă ai făcut faptele, te vei simți cum? Bine, n-ai cum să te simți rău. Am făcut faptele care trebuia să le fac. Dacă nu le-ai făcut, o să te simți rău. Dar în general, asta va duce la aroganță, la mândrie spirituală. Că vei fi focalizat asupra faptelor tale. Că de ele depinde mântuirea ta. Nu depinde de Duhul Sfânt, nu depinde de jertfa lui Hristos, nu depinde de faptul că Dumnezeu te-a ales, nici vorbă. Depinde de ce tu ai făcut sau de ceea ce nu ai făcut, da? Mai mult, această doctrină distruge virtuțile esențiale din creștinism. Întrebarea mea pentru dumneavoastră, direct în seara aceasta, este de ce îl urmați pe Dumnezeu? De ce? Dacă crezi că îți pierzi mântuirea, o să-L urmezi de frică. Cineva a făcut un fel de apologie din asta, pseudo-apologie, ca să argumenteze că e bine să trăiești o viață de frică, că te pierzi. Deci așa e normal, Biblia asta ne înveață. Începutul înțelepciunii, frica de Domnul. Trebuie să trăiești în frică. De asta suntem mântuiți, că ne frică. De asta ne sfințim, că ne frică. De asta slujim pe Dumnezeu, că ne frică. Nu te mira că închinarea unei biserici arată cum arată. Nu te mira de ramoleala care îi... de plictiseala care e vinul. O veni la biserică, s-o rugat, o cântat, o făcut ce trebuie să facă. Da? Asta strică motivațiile noastre. Eu nu vin la biserică și spun, domnule, e lămurită treaba cu mântuirea. Eu sunt mântuit.
Eu acum laud pe Dumnezeu, glorific pe Dumnezeu, îl slujesc pe Dumnezeu pentru că îl iubesc pe Dumnezeu. Nu pentru că mi-e frică. Am frică de Dumnezeu? Da, am frică în fața maiestății, suveranității lui Dumnezeu. Dar nu este o frică că Dumnezeu mă nenorocește. Ci este o frică datorită slavei și gloriei lui Dumnezeu pe care mi-o descoperă Duhul Sfânt în lăuntru meu. Este cu totul diferit frica de Domnul și frica, teroarea de Dumnezeu, că Dumnezeu te pierde sau te uită, da? Te uită fiindcă tu ai făcut nu știu ce. Mai mult, această doctrină este contrară credinței. Ce înseamnă credința? Credința înseamnă să depinzi de Dumnezeu. Dar ei ce spun? Că mântuirea depinde de cine? În ultima instanță. De mine. Asta înseamnă că eu nu voi sta la fiecare pas să depind de Hristos. Doamne, mântuirea mea depinde de tine. Vin la tine că mântuirea mea depinde de tine. Eu spun, nu. Depinde de? E chiar așa, spun. Depinde de? Voința? Da. Și atunci, asta este exact opusul credinței. Asta este una dintre cele mai grave implicații a doctrinei pierderii mântuirii. Doctrina pierderii mântuirii lucrează cu toată puterea ei împotriva conceptului de credință. Îl împinge pe om de la a se încrede în Dumnezeu, de a depinde doar de Dumnezeu, îl împinge spre sine. Eu spun, bă, depinde eu de Dumnezeu, dar în ultima instanță depinde de voința mea, dacă eu vreau sau nu. Aia e necredința absolută. Tu îl întorci pe om la starea de necredință care a avut-o înainte să întoarcă la Dumnezeu. Dacă îi spui că depinde de voința lui, depinde de faptele lui. Nu asta e, nu asta e starea omului mort în greșelile și în păcatele lui. Nu asta cred ortodoxi că depinde de voința lor, că depinde de faptele lor, de cât au făcut. Ne-am întors la necredință, la propriu. Implicația doctrinei pierderii mântuirii este că atacă virtuțile esențiale din creștinism. Speranța, credința, nădejdea. Le face harcea parcea. Le face harcea parcea. Mai mult această doctrină, pentru noi practic, dacă o credem, anulează speranța noastră. Anulează speranța noastră. Acum, dacă tu ai speranță, eu am speranță, gândește-te, tu crezi în pierderea mântuirii și ai speranță. E în consecvență crasă. Dacă tu știi că ce în ceasul următor, peste 10 minute poți să faci un păcat prin care să-ți pierzi mântuirea. Siguranța ta e bazată pe nimica. Speranța ta e bazată pe nimica. Eu spun că Domnul, eu cred și spun lucrul ăsta, mărturisesc că Domnul mi-a promis că am viața veșnică. Bine, eu știu că viața asta nu e chiar veșnică, că eu în 5 minute dacă vreau îmi pierd mântuirea. Depinde de voința mea. Ce siguranță e aia? Ce speranță e aia? Tu ai speranță în ce? Ai speranță că Domnul te va mântui? Nu! Ai speranță că tu, prin voința ta, vei persevera până la capăt. Asta e speranța ta. Speranța ta nu e legată de Hristos. Credința ta nu e legată de Hristos. Dragostea ta nu e legată de Hristos. Totul este focalizat în tine. Da? Și Biblia sumarizează viața creștină prin credința, nădejdea și dragostea. Vedem, pierderea mântuirii face un atac asupra acestor virtuți. Această doctrină, am auzit lucrul ăsta, mi s-a părut extrem de important, Efeseni 6, această doctrină ia coiful mântuirii. Da? Coiful îi pui pe cap, îți protejează-ți mintea, îți protejează capul. Spune să iei coiful mântuirii. Mântuirii cui? Mântuirii care ți-o dat-o Dumnezeu. Este una dintre piesele din armura credinciosului. Eu pot să lupt împotriva satanei dacă am siguranța mântuirii. Îmi blindez capul. Eu sunt mântuit. Nu, el vine și îți predică în fiecare duminică și ți-a coiful de pe cap. Frate, ți-ai pus coiful pe cap. Jos cu el. Depinde de voința ta? Depinde. Depinde, nu? Că sunt unii care predică siguranța mântuirii. Nu există așa ceva. Asta e doctrină diabolică. Ce le face el de la învon? Le dă armă? Ca să poată ei lupta când iasă afară, le blindează mintea, că atunci când satana îi ispitește, lumea îi ispitește, firea îi ispitește, să se poată apăra cu convingerea că ei sunt mântuiți? Nu! El a luat coiful. De la învon le-a luat coiful. Când el trebuia să le dea coiful ăsta de la învon și să spună, luați coiful mântuirii. Înțelegeți lucrarea mântuirii pe care Dumnezeu a făcut-o în viața voastră. Numai așa veți putea lupta împotriva diavolului, împotriva ispitelor lui, când vă ataca cu frică, cu teroare, cu tot felul de lucruri. Și eu vi l-am luat. Chiar în biserică. Diavolul se uită, imaginez, diavolul se uită la predicator și spune, mă, ăsta ce face aici? Asta era treaba mea să-i dau lui ăsta nesiguranța mântuirii, să iau coiful de pe cap. Ăsta i-a luat el coiful. Ăsta îi scot afară pe credincioși, duceți-vă la luptă cu satana. Și el iasă cu capul gol, domnule, ești țintă, o țintă atât de slabă în fața celor mai slabi dragi pe care are satana în slujba lui. Păi ai trimite la tine. Zice, bă, fii atent la ei, păstorul face toată treaba în fiecare duminică. Tu numai trebuie să te duci să daci așa o săgeată în asta slabă care rezolva problema. Ăsta te crede. Dacă îi spui tu nu ești mântuit, ăsta te crede. Nu trebuie să insisti la el. Deci te duci, ai spus odată și te duci la următorul, că ăștia te cred. Că își face altul treaba. Asta face doctrina asta. Doctrina aceasta ia ceea ce ar trebui să ne protejeze mintea, să ne blindeze mintea, da? Am spus deja lucrul acesta, îl face pe creștin să se centreze în sine, da? Să nu-și exercite credința, dependența de Dumnezeu, să centreze pe sine asupra faptelor lui, da? Asupra faptelor lui. Această doctrină, tot o implicație pentru viața noastră spirituală, această doctrină
îl face pe credincios să se îndoiască de puterea jertfei lui Hristos. De puterea jertfei lui Hristos. Întrebarea este, ce te mântuie? Faptele tale sau jertfa lui Hristos? Ce îți va spune orice creștin, arminian sau calvinist? Ce? Jertfa lui Hristos. Dar dacă tu crezi că mântuirea se pierde, se pierde din ce cauză? Din cauza faptelor tale. Înseamnă că jertfa lui Hristos n-a putut să te mântuiască de păcatul cutărescu, ăla care te-a făcut să-ți pierzi mântuirea. Doctrina pierderii mântuirii face un atac frontal asupra credinței în jertfa Domnului Iisus Hristos. La asta mă refer, da? Deci acestea sunt câteva implicații ale doctrinei mântuirii pentru viața noastră personală. Apoi această doctrină, al treilea rând, al treilea punct mare, această doctrină prezintă o altă mântuire și o altă evanghelie. Și aici consider și vă arăt mai multe elemente din evanghelie pe care această doctrină le atacă. Da? Această doctrină le atacă. Această doctrină, da, prezintă o altă mântuire și o altă evanghelie. Doctrina pierderii mântuirii promovează o mântuire amestecată cu har și fapte. Ei spun, chiar am auzit pe președintele cultului pentecostal și am făcut și o apologie pe clipul acela scurt, în care el spun, mântuirea se primește prin har, dar păstrarea mântuirii depinde de tine. Deci ai o părticică din mântuire care e prin har și îi declară deschis. Cealaltă parte din mântuire îi prin fapte. Asta e altă evanghelie. Ascultați-mă, asta este altă evanghelie. Cum spune Pavel Galatenilor, ați început prin Duhul și terminați prin fire. Da, Duhul Sfânt a lucrat la început. Dar acum eu trebuie să. Și unii li se pare că au așa o aură de înțelepciune când rostesc lucrurile astea. Dar, fraților, să fim atenți. Haru-haru! Da, depinde și de faptele tale, da? Credință! Da, depinde și de fapte. Hristos! Da, după aceea, depinde și de faptele tale, da? Această doctrină promovează o mântuire amestecată cu har și fapte. Voința divină amestecată cu voința umană. Mila divină amestecată cu meritele umane. Începe prin har, se termină prin fapte. Da? Prima dată primesc mântuirea ca un dar, ca asta spune Biblia. Prin har ați fost mântuiți prin credință, asta este un dar de la Dumnezeu, da? Este un har pe care ne-l face Dumnezeu, asta spune Efeseni. Dar dacă mântuirea depinde de faptele mele, înseamnă că restul mântuirii mi este dat ca răsplată, nu ca dar și har, nu? Zice Dumnezeu, fiindcă ai perseverat, îți dau mântuirea finală. Altfel nu ți-aș fi dat-o dacă nu perseverai. Da? Deci amestecă harul cu faptele, grâul cu neghina. Această doctrină ne întoarce de la al doilea Adam, de la Hristos la primul Adam. Cum era păstrată starea, gândiți-vă, cum era păstrată starea de sfințenie a primului Adam? Primul Adam trebuia să-și păstreze neprihănirea prin fapte. El trebuia să asculte de Dumnezeu. El era deja neprihănit, făcut sfânt de Dumnezeu perfect, și trebuia să asculte de Dumnezeu. Al doilea Adam, noi suntem neprihăniți nu ca primul Adam, ci suntem neprihăniți printr-o neprihănire atribuită, preluată de la al doilea Adam. Ce fac ei? Ei spun, stai așa, nu? Ne întorc la primul Adam. Tu ești și ocotit neprihănit prin Hristos, dar vei fi considerat neprihănit în continuare numai dacă tu treci prin faptele astea. Și ajunge să mă bage înapoi în grădina Edenului. Să trăiesc ca primul Adam. Dar eu tocmai de acolo am fugit. Tocmai asta face Roman 5. Pune pe primul Adam care ne-a plonjat pe toți în păcat și al doilea Adam care ne-a atribuit neprihănirea lui. Și eu stau în spatele neprihănirii lui toată viața. Numai în ziua în care am auzit Evanghelia și am fost mântuit. Asta face doctrina pierderii mântuirii. Te duce și te bagă sub legământul în care a fost Adam, da? Da? Sub legământul în care a fost Adam. O neprihănire care depinde de faptele tale. O neprihănire care depinde de faptele tale. Această doctrină, mai mult, afirmă că Dumnezeu nu se uită la noi doar prin Hristos, da? Prin neprihănirea Lui perfectă și absolută, ci la un moment dat se uită la noi fără Hristos. Imaginați-vă, dacă Dumnezeu s-ar uita la noi prin Hristos tot timpul, indiferent ce fapte eu aș face, eu sunt văzut cum? Neprihănit. Dacă eu îmi pierd mântuirea din cauza unei fapte, înseamnă că la un moment dat Dumnezeu mi-a dat la o parte neprihănirea lui Hristos și nu se mai uită la mine prin neprihănirea lui Hristos. La asta duce doctrina pierderii mântuirii, da? Doctrina pierderii mântuirii exact la asta duce, da? Mai mult, această învățătură ne prezintă o mântuire incompletă. Dacă vă uitați în Biblie, în Romani 8, de exemplu, chemarea noastră, predestinarea noastră, chemarea noastră, justificarea noastră, perseverența noastră, proslăvirea noastră, sunt toate un lanț. Toate sunt un lanț. Ele toate formează mântuirea. Mântuirea nu e doar momentul convertirii. E o parte din mântuire. Da? Doctrina pierderii mântuirii fracturează mântuirea. Spune prima parte din mântuire.
Îi prin har? Partea cealaltă? E prin fapte? Eu întreb, domnule, glorificarea, e mântuire sau nu? Perseverența, e mântuire sau nu? Sunt toate fazele astea mântuire sau nu? Dacă toate sunt mântuire, când spune Biblia că m-a mântuit, El mi le-a dat toate. Ei de fapt sunt nu. Și rup fazele astea ale mântuirii. Prima parte, da, așa e, dacă vrei tu prima parte, da, partea cea mai mare, cea mai lungă de timp, da, partea cea mai mare, aia e pe umerii tăi. Dacă tu perseverezi, dacă tu vrei, dacă rămâi în viță, atunci da. Dacă nu, nu. Da? Ei secționează și rup mântuirea, da? Predică o mântuire incompletă. Și eu spuneți-le, Dumnezeu, la evanghelizări la oameni în felul următor. Veniți la Hristos pentru că El vă dă mântuirea azi. Dar vă spun, de mâine dimineață sau de când ieșiți aici, voi trebuie să vă duceți mântuirea. Deci, auziți, nici măcar evanghelizării arminienilor nu sunt așa. Ar trebui să fie sincer și să le spună din ziua aia. Dom'le, fii atent, după 5 minute, după ce ai primit mântuirea, tu poți să-ți operi prin propria ta voință. Nu ar trebui să le spună, mai ales că e un lucru atât de grav și de grozav și de important, e veșnicia noastră. Spune-le din ziua respectivă, dar nu le spune. Trebuie să fie atractivă Evanghelia. Deci te duci în ziua evanghelizării, te duci cu o Evanghelie calvinistă, biblică, dar după aceea când au intrat în biserică și s-au făcut membri, dai pe ei, cu frică, cu teroare și că își pierd mântuirea. Nu-i cinstit. Nu-i cinstit. Nu-i cinstit. Și eu cred că la o asemenea Evanghelie nu ar veni nimeni. Mai mult decât atâta, ei zic, da, prima parte e lucrată de Dumnezeu. Gândiți-vă puțin, prima parte e lucrată de Dumnezeu. Dar cea mai lungă parte, da, cea mai grea, perseverența, lupta cu satana, cu firea și cu lumea, lăsată pe umerii cui? A mei, conform acestei doctrini, lăsată pe umerii mei. Și ce-a făcut Dumnezeu este egal cu zero dacă eu nu continui. Indiferent ce-a făcut Dumnezeu. Nu-i zic, Dumnezeu a făcut totul, noi trebuie să facem câtuși de puțin, ca să citesc pe mare teolog din țara noastră, câtuși de puțin, dar trebuie să facem noi. Da, câtuși ăla de puțin, pur și simplu aruncă în aer tot ce-a făcut Dumnezeu. Dumnezeu poate să fi făcut 99,9%. Dar tot băiatul era butoane. Corect? Deci el a făcut cea mai mare parte din mântuire. Degeaba spune el că a făcut o cea mai mare, că cea mai mare parte o fac eu dacă eu pot să anulez totul. Acum e cea mai mare parte în ultimă instanță, nu e a mea, dacă eu pot să distrug absolut totul. Cea mai mare parte până la urmă e pe umerii mei și depinde de mine. Asta învață doctrina pierderii de mântuire despre mântuire. Această doctrină duce la legalism. Dacă mie îmi spune cineva că mântuirea depinde de faptele mele, ăsta este legalism. Asta este legalism, asta este altă evanghelie numită de Pavel. Ei nu spuneau că nu ești mântuit prin Hristos, prin har, prin credință. Nici vorbă, iudaizatorii nu spuneau că ești mântuit prin credință, prin har, prin Hristos. Nu merităm nimic, că noi primim un dar de la Dumnezeu. Dar după aceea, și tu trebuie să... Ăsta e legalism. Am auzit un adventist, mi-au țiuit urechile, m-am mirat. Azi, dacă tu spui adventist, un adventist predica, dacă tu spui adventist că ești mântuit prin har, dar după aceea trebuie să ții și sabatul, ești anatema, intra sub blestem. Asta spunea un adventist adventiștilor. Și senzația mea este că se trezesc adventiștii, dar baptiștii noștri pentecostali, creștini după Evanghelie, rămân în aceeași Evanghelie legalistă. Mântuirea depinde în ultimă instanță de faptele tale. Acesta este legalism, asta este altă Evanghelie, nu e Evanghelia biblică. Da? Tot ce am spus acum se încadrează sub punctul acesta mare. Această doctrină ne duce spre o altă Evanghelie, o altă mântuire, o altă Evanghelie și o altă mântuire. În al patrulea rând, această doctrină descurajează necredincioșii să vină la Hristos. Descurajează necredincioșii să vină la Hristos. Întreagă ta am amintit lucrul ăsta, ar însemna să predici la evanghelizare în felul următor. Când Domnul Iisus spune, de exemplu, cum invita Domnul la evanghelizare sau cum invita Domnul la mântuire, cum invita Domnul la El? Da? Pe cel care îi mântuie el, dacă vine cineva la el, nu-l va izgoni afară. În veac nu vor peri. Eu îl voi învia în ziua de apoi. Toate promisiunile astea sunt goale. Că Domnul trebuia să spună, în veac nu vor peri, acum depinde dacă voi vă țineți pe cale. Vă voi învia în ziua de apoi, dar depinde de voi dacă vă voi învia în ziua de apoi. Are viața veșnică, dar s-ar putea să o aibă numai până mâine. Ce încurajare pentru necredincioși ar fi o astfel de evanghelie? A făcut Domnul Iisus Hristos asemenea promisiuni? Da, i-a invitat la perseverență, dar în același timp a făcut promisiuni necondiționate că El îi păstrează. În veac nu vor peri, îi voi învia în ziua de apoi. Pe cel ce vine la mine nu îl voi izgoni afară. Au fost niște promisiuni necondiționate. Același Hristos care ne-a invitat la perseverență este același Hristos care ne-a dat promisiuni necondiționate că ne ține până la capăt și că nu vom peri în veac. Dacă ei cred în Evanghelia în care spun că cred, s-o predice pe aia. Ca să știe, nu?
departajarea ar fi mult mai clară atunci. În al cincilea rând, această doctrină creează confuzie între slujitori și membrii adunărilor. Imaginați-vă, ce știu eu ce ați făcut dumneavoastră săptămâna asta? De unde știu eu că nu v-ați pierdut mântuirea? De fapt, nu sunteți niște păgâni aici, care vă luați notițe. Am eu de unde să știu? Deci dacă există posibilitatea pierderii mântuire, toți de aici e posibil să vă pierdu mântuirea săptămâna asta. Noi suntem de fapt aici niște atei, niște necredincioși, care spune niște baliveri. Poate eu mi-am pierdut mântuirea, care vă predic vouă despre pierderea mântuirii. Nu? Ce se, cum mai pot eu uita la tine fără să te speculez? Dacă tu treci printr-un sezon greu spiritual, eu zic că ăsta sigur și-o pierd mântuirea, dar ce-o făcut ăsta sigur și-o pierd mântuirea. Dar dacă știu eu că Dumnezeu te-a ales, am văzut lucrarea nașterii din nou în tine și ai avut evidențele nașterii din nou în tine, știu că prin disciplinele spirituale, prin harul pe care Dumnezeu l-a lăsat în biserică, prin sfătuire, prin mustrare, prin disciplinare, o să te ridici fără doar și poate de acum. Dacă nu, Dumnezeu o să pună mâna pe tine și Dumnezeu te scoate de acolo. Dacă nu, te speculezi totdeauna. Ești mântuit, nu ești mântuit. Voi mă speculați pe mine și tot așa. La ce duce asta? La ce atmosferă duce asta în adunare? La ce atmosferă ar duce această doctrină a pierderii mântuirii? Vedeți influența, vezi, cancerul ăsta, tumoarea asta doctrinară, cum infectează aproape orice lucru la care te gândești, dacă pui pierderea mântuirii lângă, îl infectează. Îl infectează. În al șaselea rând, această doctrină împinge omul să se uite la ce izbește ochiul. Mântuirea noastră este o lucrare, în primul rând, făcută de Dumnezeu în noi. Cu asta se diferențiază creștinismul de păgânism. Păgânismul te pune să ții niște ritualuri, niște reguli, niște ceremonii, să faci niște fapte. Ce face pierderea mântuirii? Doctrina pierderii mântuirii, asta te face să la asta te împinge. Ajungi să te focalizezi asupra faptelor din exterior. Adică, cu alte cuvinte, dacă eu, de exemplu, aș face niște păcate, pe ei nu interesează dispoziția mea lăuntrică care e venită din nașterea din nou. Eu îl întreb, frate, uite, am făcut lucrul ăsta. Întrebarea pe care eu pun nu este dacă fac lucrul ăla, eu întreb. Dar există în tine dorință de a-L urma pe Dumnezeu? Există în tine dorință de a primi poruncile lui Dumnezeu? Există dorință în tine de pocăiță? Da, frate, dar am căzut a doua oară. Eu nu asta te-am întrebat. Eu am întrebat care e dispoziția ta lăuntric, pentru că așa vezi evidența nașterii din nou. Nu prin faptul că a căzut sau nu. Pentru că toți credincioșii cad. Evidența principală a nașterii din nou este că toate facultățile sufletului meu au fost înclinate, dispuse, îndreptate spre voia lui Dumnezeu, spre sfințenie, spre rai, spre eternitate, spre Hristos. Ce face pierderea mântuirii este să te împingă spre o focalizare asupra faptelor. Ia să vedem, fariseul ăsta cum arată în exterior? Arată bine, dar se duce în iad. Că e ca un mormânt văruit. Pe mine mă interesează dacă în fariseul ăsta există o dispoziție spre lucrurile lui Dumnezeu. Există? Nu există. Există o dispoziție spre a place oamenilor. Asta e dispoziția lui fundamentală a fariseului. Pe el nu-mi interesează care e motivația lui. Bine, domnule, că e ok în exterior. Și nu a făcut o faptă prin care să-și piardă mântuirea. Vă spun, farisei nu și-ar fi pierdut mântuirea niciunul. Ăștia nu curviau, ăștia nu furau, ăștia erau excepționali. Asta aștepta Domnul Iisus Hristos de la ei? Domnul le spune nu. Și lor le spune fariseilor. Din inimă. Yes, problema este în inimă. Voi sunteți care niște morminte, arătau bine în exterior, faptele erau. Erau mai buni, cum zic unii, mai buni decât pocăiță. De asta, se rugau mai mult decât noi. Farisei ar trebui să ne facă de rușine, se rugau mai mult decât noi. Dădeau bani mai mulți decât noi. Nu? Mergeau la templu mai mult decât noi, știau Biblia mai mult decât noi. Ăia erau oameni credincioși. Ăia erau oameni credincioși. Nu la asta se uita Dumnezeu. Dumnezeu se uita la inima lor și la faptul că dispoziția principală a inimilor, râul care curge din inim, nu se ducea spre Dumnezeu, ci se ducea spre ei, spre sine, spre plăcerile lor și așa mai departe. În al șaselea rând, această doctrină ne prezintă un alt Dumnezeu decât Dumnezeu prezentat în Revelația Scripturilor. Am pe cineva apropiat care mi-a zis, zice, mă, după discuții lungi, lungi, ore întregi, mă, noi cred că avem Dumnezei diferiți. Posibil, la un moment dat, cu unii să avem chiar Dumnezei diferiți. Și vă dau câteva dovezi, câteva implicații. Deci această învățătură ne prezintă un alt Dumnezeu decât Dumnezeu prezentat în Revelația Scripturilor. Această doctrină arată pe Dumnezeu foarte neputincios. Dumnezeu suveran, un asemenea Dumnezeu din noi cum să respecti. Indiferent de preștiința lui, de predestinarea lui, de lucrarea lui, de neprihănirea lui, de înțelepciunea lui, de dragostea lui, de dreptatea lui, de planul de mântuire perfect pe care l-a gândit din veșnicie cu privire la mântuirea omului, totul e egal cu zero, fiindcă tu ai ales să-ți pierzi mântuirea.
tot e egal cu zero. Poți să predici măreția lui Dumnezeu. De asta nu știu să predică măreția lui Dumnezeu. Până la urmă, ce mai contează măreția lui Dumnezeu dacă tu decizi să nu mai vrei? Ce contează? Un Dumnezeu neputincios. Vrea să te mântuie? Te mântuie, dar nu poate să te ducă până la capăt. Nu poate! De ce? Pentru că depinde de voința ta. Dumnezeu nu poate să treacă peste voința ta în doctrina pierderii mântuirii. Nu poate. Eu cred că poate. Eu cred că poate. Și eu cred că orice credincios care stă să analizeze puțin lucrurile, chiar din prisma experienței, nu doar pe baza Sfintei Scripturi, vede că Dumnezeu l-a întors din drum. Întoarce-ne la tine, strigă profetul, și ne vom întoarce. Păi cum Dumnezeu putea să spună, ce strigi tu, mă, tu ai, acum nu vorbești prin Duhul Sfânt. Asta e o profeție prin fire, nu prin Duh. Ai amestecat grâul cu neghina. Că eu nu te pot întoarce la mine, cum să te întorc eu? Păi eu îți respect voința, te-am creat o ființă liberă, nu? Da? Această doctrină înalță omul și îl coboară pe Dumnezeu. Înalță omul și îl coboară pe Dumnezeu. Dacă mântuirea depinde în ultimă instanță de voia lui Dumnezeu și nu de voia suverană a celui care conduce întregul univers, vă întreb eu, cine e înălțat aici? Deci îl pui pe omul ăsta micuț, mizerabil, slab, păcătos, vai de capul lui, îl pui pe ăsta într-un loc și pui pe Dumnezeu Universului care conduce istoria Universului de altă parte, omulețul ăsta schimbă istoria. El schimbă tot. Indiferent de ce plan a făcut Dumnezeu din veșnicie, zero, el decide. La asta duce. Vă întreb eu, cine arată glorios în ecuația asta? Dumnezeu sau om? Om! Ei zic, nu, noi credem că toată slava se duce la Dumnezeu, dar nu se duce în realitate. Dar nu se duce în realitate. Asta e jefuirea gloriei lui Dumnezeu și Dumnezeu nu se lasă jefuit de glorie. Dumnezeu nu se lasă jefuit de glorie, da? Dumnezeu nu se lasă jefuit de glorie. Această doctrină îl înalță pe om și îl coboară pe Dumnezeu. Vă imaginați dumneavoastră că iadul o să răcnească bajocoritor o veșnicie întreagă, că Dumnezeu a început o lucrare în noi și nu a terminat-o? Uite, au intrat, au mai venit azi doi mântuiți în iad. Au mai venit azi doi mântuiți. Voi ați fost mântuiți? Voi ați fost răscumpărați prin jertfa Domnului Iisus? Ați fost botezați cu Duhul Sfânt? Ați fost în trupul lui Hristos? Ați fost justificați, răscumpărați, reconciliați, regenerați, sfințiți 40 de ani, dar după 40 de ani de pocăință v-ați pierdut mântuirea. Bine ați venit la căldură. Eu nu cred că Dumnezeu ar permite așa ceva. Nu văd în Biblie că Dumnezeu permite așa ceva, da? Această învățătură afirmă că Sfânta Treime lucrează degeaba. Tatăl ne alege din veșnicie, Fiul moare pentru noi, Duhul Sfânt ne cercetează, ne iluminează ani de zile până ne atrage inima și ne întoarcem la El, totul egal cu zero. Pentru că la un moment dat eu hotărăsc ca toată lucrarea Sfintei Treimi să fie nulă. Voința mea distruge lucrarea Sfintei Treimi. Asta arată această doctrină a pierderii mântuirii. Este un atac împotriva lucrării Sfintei Treimi. Această învățătură portretizează un Dumnezeu neîmplinit. Dumnezeu nu va vedea gândiți-vă, Dumnezeu o veșnicie întreagă va vedea oamenii în iad pentru care a murit Domnul Iisus și pe care a vrut să-i mântuiască. Dumnezeu o veșnicie întreagă va vedea moștenirea, locul pe care l-a pregătit mântuiților și ei n-au reușit să ajungă acolo. Și o veșnicie întreagă va fi frustrat Dumnezeu, neîmplinit, va ști toată veșnicia că niște ființe ca oamenii care au fost mântuite și au pierdut până la urmă mântuirea. Nu știm cui o să dea bogățiile alea, moștenirile alea, cum o să le împartă după aia ale ăstora pierdut. Nu știm cum. Biblia nu ne învață, că nu există așa ceva. Va fi Dumnezeu frustrat o veșnicie întreagă? Sau uite, am vrut, i-am și mântuit. Numai asta e. Le-am dat libertate, uite ce au făcut ăștia cu libertatea pe care le-am dat-o. Această învățătură duce la implicația că Dumnezeu este nedrept. Dacă Dumnezeu l-a pedepsit pe Domnul Iisus Hristos în locul nostru, este nedrept ca Dumnezeu să ne mai pedepsească pe noi încă o dată pentru același lucru. Este nedrept. Este nedrept să facă lucrul acesta. Această învățătură aduce un atac virulent împotriva înțelepciunii lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, Dumnezeu n-a știut să făurească un plan prin care să ne mântuiască, cum spune Cartea Evrei, în chip desăvârșit. N-a știut, domnule, să pregătească metodele alea, să creeze un univers, să facă lucrurile în asemenea mod încât măcar pe ea pe care îi mântuiește, pentru început, să-i ducă la capăt. Domnule, ok, nu poate să-i mântuiască pe toți. Dar măcar pe aia pe care i-o mântuit să poată să găsească niște metode să-i ducă la capăt. Nu a putut. Înțelepciunea infinită a lui Dumnezeu nu a găsit metodele astea să ne ducă până la capăt. Nu a găsit. Pentru că voința omului e imprevizibilă, nu? Această învățătură promovează o lucrare imperfectă a Duhului Sfânt. Duhul Sfânt ne naște din nou.
Da? Suntem născuți din apă și din Duh. Duhul Sfânt ne face făpturi noi, Duhul Sfânt ne înnoiește, Duhul Sfânt ne regenerează, Duhul Sfânt ne face din oameni morți, ne face oameni vii. Însă, doctrina pierderii mântuirii zice că rămâne în tine ceva atât de diabolic și de puternic, încât indiferent de faptul că ești o făptură nouă, că ești mor față de păcat, că ești viu pentru Dumnezeu, că ai 40-50 de ani de perseverență în sfințenie, indiferent, o rămas în tine ceva atât de draconic și diabolic, încât poate da toată lucrarea Duhului Sfânt peste cap. No, vă întreb, ce lucrare a Duhului Sfânt e aia? Deci dacă Duhul Sfânt m-a făcut o făptură nouă, m-a înviat, nu mai ești mort. Sunt mor față de păcat. Ce-a rămas în mine atât de diabolic, încât să răstoarne o lucrare atât de profundă și de puternică a Duhului Sfânt? Ai o lucrare puternică a Duhului Sfânt? Nu-i. Nu-i! Nu-i! Această învățătură prezintă o dragoste divină dublă și capricioasă. Vă întreb pe dumneavoastră, când Dumnezeu din veșnicie ne-a iubit și la vremea cuvenită l-a trimis pe Domnul Iisus Hristos pentru păcatele noastre, ce am făcut noi pentru lucrul ăsta? Nimic. Pe când eram noi încă păcătoși, sau pe când eram noi încă fără putere, Dumnezeu l-a dat pe Fiul Său. Deci dragostea lui Dumnezeu a fost necondiționată. Însă după ce suntem mântuiți, dragostea lui Dumnezeu, în pierderea mântuirii, este condiționată, nu? Nu mai este aceeași dragoste. Deci Dumnezeu se schimbă. Zice, mă, te-am iubit din veșnicie, te-am iubit că l-am dat pe... Când n-am găsit niciun motiv să te mântuiesc. Te-am mântuit totuși. Acum, odată ce ești mântuit, pentru faptul că ai făcut o faptă, două, trei sau câte ai făcut, dragostea mea nu mai este condiționată. Necondiționată. Dragostea mea este condiționată acum. Da? E dublă dragoste, e capricioasă. Odată e așa, zice, acum nu mai, m-am schimbat. Acum nu te mai iubesc necondiționat, acum te iubesc condiționat. Dumnezeu nu este așa. Noi suntem uneori așa, dar Dumnezeu nu este așa. Dragostea lui Dumnezeu din eternitate este o dragoste necondiționată, o dragoste care produce în noi. Această învățătură arată un Dumnezeu inconsecvent. Spune Scriptura că omul credincios tot ce începe duce la bun sfârșit. E nu și-a vorba înapoi dacă faci un jurământ în paguba lui. Și același lucru spune Biblia și despre Dumnezeu, că nu-i pare rău de chemarea și de darul făcut. Și tot ce începe Dumnezeu va isprăvi în noi. Filipeni 1, 1 Corinteni 1. Cel care a început această bună lucrare în voi o va duce la bun sfârșit. Este o promisiune acolo. În pierderea mântuirii nu este așa. Dumnezeu nu se ridică nici măcar la nivelul oamenilor credincioși. Ca tot ce a început să ducă la bun sfârșit. Acesta nu este un Dumnezeu onorabil. Această învățătură îl pune pe Hristos împotriva Tatălui. Hristos vrea să nu piardă pe niciunul, vrea să învieze pe toți în ziua de apoi. Dumnezeu l-a trimis pe Fiul să facă lucrul acesta, dar Domnul Iisus nu reușește să se facă. Tata, am vrut, mi-ai cerut. Spune, eu am venit să fac voia Tatălui. Să nu pierd nimic. Voia Tatălui este să nu pierd nimic din ce mi-a dat, ci să-L înviez în ziua de apoi. Și zice, am venit. Unii sunt cei pe care ți-am dat. Stai să spun, cam 50-60, nu știm noi procentajul, atâta la sută, eu i-am mântuit, dar nu i-am păstrat. Păi de ce? Păi le-am respectat libera voință. Eu te-am trimis să-i mântuiești. Da, numai că i-ai creat ființe libere și tu le respecti libera voință și le-am respectat și eu libera voință. Nu există discuția asta între Dumnezeu Tatăl și Dumnezeu Fiul. Este o blasfemie. Este o bajocorie a Dumnezeirii. El a făcut niște promisiuni clare acolo. A fost un legământ din eternitate, niște promisiuni clare, necondiționare. Necondiționat, o lucrare puternică a Duhului Sfânt. Tatăl nu este împotriva Fiului, Fiul nu este împotriva Tatălui, ci Fiul împlinește până la ultimul lucru tot ce a dat Tatăl să împlinească. Și ei vor fi satisfăcuți în lucrarea pe care împreună au făurit-o din veșnicie și pe care au împlinit-o la vremea potrivită. Această doctrină neagă legământul veșnic din Sfânta Treime. Vă aduceți aminte versetele acelea multe, Ioan 6, Ioan 10, Ioan 17, în care se spune că Tatăl i-a dat cei pe care mi-a dat Tatăl. N-am pierdut pe niciunul din aceia pe care mi-a dat Tatăl. I-am păstrat, i-am păzit. Da? Este un legământ veșnic. Domnul Iisus ne duce în veșnicie când Tatăl i-a făcut un dar Fiului. Uite, îți dau un popor, îți dau o sămânță de urmaș. Și a văzut sămânța de urmaș, și a văzut rămășița și s-a bucurat. Iisus când s-a dus la cruce ca mare preot, Iisus s-a dus întristat în același timp că a fost despărțirea de atâta, dar bucuros văzând mulțimea pe care nu poate număra nimeni, de răscumpărat. S-a dus cu ei pe inima lui și s-a bucurat pentru ei. Asta a fost legământul din veșnicie pe care l-a făcut Tatăl cu Fiul. Darul pe care Tatăl l-a dat Fiului, poporului, mireasa lui, biserica lui. Da? Acest legământ nu poate fi distrus, frustrat de decizia unui om. Această doctrină neagă legământul ăsta. Spune că a fost degeaba legământul ăsta, darul a fost degeaba, că darul s-a pierdut. Darul s-a pierdut. Apoi trec la alt punct important. În al șaptelea rând, această doctrină implică o schizofrenie fatală
în omul credincios. Fatală în omul credincios. Biblia spune că suntem vii, nu pe jumătate vii. Spune că suntem regenerați, nu pe jumătate regenerați. Spune că suntem justificați, nu pe jumătate justificați. Spune că suntem morți față de păcat, nu pe jumătate morți față de păcat. Că ei zici, da, dar avem firea. Avem firea, dar spune Biblia că nu mai suntem sub stăpânirea ei. Asta spune Biblia. Suntem morți față de păcat. Am fost izbăviți de păcat, Roman 6. Asta spune Biblia. Am fost izbăviți de păcat. Bun. Și omul ăsta izbăvit de păcat decide la un moment dat, deși mort față de păcat, decide la un moment dat să intre sub robia păcatului. Nu înțelegeți de ce e schizofrenia asta, vă spun de ce. E ca și cum un om în depline facultăți mentale, fericit, satisfăcut, se ridică într-o dimineață, se duce pe bloc, se aruncă în cap. E posibil așa ceva? Vă întreb. Un om fericit, în depline facultăți mentale, satisfăcut complet de viața lui, se duce într-o dimineață la etajul 4 și se aruncă în cap. E posibil așa ceva? Nu există niciun om care să facă lucrul ăsta. Exact așa nu e posibil ca un om regenerat de Duhul Sfânt, înviat, morți față de păcat, să dorească să păcătuiască într-un asemenea mod încât să moară din nou. E absurd! Înseamnă că ăla nu a fost morți față de păcat. Și mai înseamnă că cei care predică doctrina pierderii mântuirii nu înțeleg ce e nașterea din nou și regenerarea. Nu înțeleg ce e lucrarea Duhului Sfânt în om. În al 8-lea rând, am mai arătat într-o oarecare măsură lucrul acesta, această doctrină jefuiește pe Dumnezeu de glorie. Necredincioșii râd de Dumnezeu, că nu a reușit să ducă până la capăt lucrările. Noi credincioși ne simțim stingeri că Dumnezeu nu este glorificat ducându-și pe toți cei mântuiți la capăt, da? În al doilea rând, această doctrină duce la concluzia că omul este mântuitorul. Cine e mântuitorul tău? Domnul e mântuitorul. Dacă mântuirea ta depinde de tine în ultimă instanță, deci Dumnezeu ți-o da mântuirea. Uite, ia-ți-o și tu ai luat-o. Și tu ți-ai părăsit mântuirea, te-ai lepădat de ea prin cu ai iubit păcatul, zic ei, da? Dacă tu poți să arunci mântuirea sau să ții mântuirea, cine mântuie cu adevărat în cazul ăsta? În ecuația asta simplă. Cine mântuie cu adevărat? Nu mântuie Dumnezeu, ci mântuie omul. Nu mântuie Dumnezeu, ci mântuie omul. Și mă apropii de ultimul punct. Această doctrină distruge tot corpul doctrinar creștin esențial. Vreau să vă gândiți la câteva doctrine esențiale. Doctrina substituției. Ce înseamnă substituția? Iisus a stat în locul tău la cruce de la Golgota. Dacă a stat în locul tău, a stat pentru toate păcatele tale sau numai pentru o parte? Noi zicem toți, da, a stat pentru toate păcatele mele. Atunci n-am ce mântuire să-mi pierd. Că el a stat pentru păcatul ăla pentru care eu mi-aș putea pierde mântuirea. Dacă tu spui că îmi pot pierde mântuirea pentru un anumit păcat, înseamnă că Iisus n-a făcut substituție pentru el. Deci ai distrus doctrina substituției, da? Doi, distrugi rugăciunea marelui preot. Domnul Iisus s-a rugat pentru toți aceia care vor crede în numele Lui. Ca să fie păziți și să fie duși la capăt și să fie înviați în ziua de apoi. Înseamnă că Domnul Iisus Hristos nu este ascultat de Tatăl. El știe că nu va fi ascultat de Tatăl pentru că a prevăzut că vor fi unii că își vor pierde mântuirea, totuși se roagă pentru ei. Asta nu este rugăciune biblică desăvârșită de mare preot a Fiului Lui Dumnezeu. Trei, această doctrină neagă ispășirea lui Iisus Hristos. Ți-a iertat Iisus toate păcatele sau nu? A făcut ispășire pentru toate păcatele sau nu? Ei zic da. Dacă îi întrebi, ai făcut, ba chiar spune, o, am făcut ispășire pentru toate păcatele tuturor oamenilor de pretutine, pentru întreaga lume. Care e păcatul pentru care ți-ai putea pierde mântuirea? Să zicem că ei ar zic curvia. A plătit Iisus pentru curvia, a făcut ispășire pentru ea sau nu? Dacă da, înseamnă că n-ai cum să-ți pierzi mântuirea pentru păcat pentru care el a făcut ispășire. Dacă zici că nu, înseamnă că n-a făcut ispășire pentru păcatul ăla. Cum să-ți pierzi mântuirea din cauza unui lucru pentru care el a plătit deja? Se neagă ispășirea. Se neagă natura noului legământ. De asta ei predică, ascultați-mă, de asta la evanghelizări se predică stipulațiile și chemările de la întemeierea vechiului legământ. Alegeți astăzi cum vrei să sluziți, asta spune Biblia. Nu, asta spune la întemeierea vechiului legământ. Spune Biblia, dar la întemeierea vechiului legământ. Știți de ce citesc ei asta? Pentru că ei sunt în vechiul legământ. În vechiul legământ tu trebuie să faci. Porunca nu este departe de tine. Ia-o, fă! Asta spune legea. Fă și vei trăi. Nu faci, nu vei trăi. Ce spune noul legământ? Evrei, capitolul 8. Spune, voi pune în ei frica de mine. Le voi schimba inima de patru. Le voi da o inimă de carne. Le voi ierta păcatele. Le voi pune în frica de mine în ei ca să nu se depărteze de mine. Deci Dumnezeu în nou, natura noului legământ este aceasta. Dumnezeu nu ne cere doar ce să facem, ci El împlinește noi ceea ce ne cere. Unul are să pare blasfemiator asta. Dumnezeu împlinește în noi ceea ce ne cere. Augustin cred că se ruga, Doamne, împlinește mine ceea ce mi-ai poruncit.
Da, ceva de genul ăsta. Asta este natura noului legământ. El îmi poruncește, crede, dar ce este credința? Un dar. El îmi poruncește, pocăiește-te, dar ce este pocăința? Un dar. El îmi spune, perseverează, ce este perseverența? Un dar, pentru că spune, va pune teama de el în noi ca să nu ne depărtăm de el niciodată. Asta este natura noului legământ. Când el spune că îmi pot pierde mântuirea, el îți spune implicit că sunt în vechiul legământ, nu sunt în noul legământ. Această doctrină neagă justificarea. Știți cum e justificarea? Justificarea, ca și cum ai fi chemat la judecată, Dumnezeu te pune acolo, te declară întâi de toate vinovat. Și Domnul Iisus Hristos, avocatul tău, marele tău preot, cel care a murit pentru tine, care a mijlocit pentru tine, zice, mor eu în locul lui. Și moare în locul tău. Se încheie judecata și ești eliberat. Și ești afară liber și spui, sunt liber, nu vine să cred. Dom'le, sunt liber, a murit altcineva în locul meu. A plătit pentru mine. Am un avocat, am cineva care a murit în locul meu. Și după aceea Dumnezeu, ulterior, deși cel care a murit în locul tău a plătit pentru toate păcatele tale, ulterior Dumnezeu revine asupra procesului și spune, căutați înapoi dosarul. Este aici un păcat pentru care a plătit Hristos? Nu, revine asupra deciziei. Judecăm din nou cazul. Chemați înapoi la judecă. Da. A murit în locul tău, nu contează asta, tu ai fost socotit neprihănit prin neprihănirea lui, dar revin asupra deciziei că există un păcat pentru care nu vreau să te socotez neprihănit. Cam asta ar fi, este o negare clară a justificării. Este o negare clară a justificării. Da? Este o negare a înfierii. Înfierea înseamnă că din fii ai mânie suntem făcuți copiii lui Dumnezeu. Niciodată în Biblie nu vedem un copil al lui Dumnezeu făcut copil al mâniei. Un copil al lui Dumnezeu să ajungă copilul diavolului. Copiii diavolului se diferențiază fundamental de copiii lui Dumnezeu. Această doctrină neagă înfierea, care este un act pe care Dumnezeu îl face odată pentru totdeauna. Această doctrină neagă unirea cu Hristos. Ce este unirea cu Hristos? Unirea cu Hristos, în limbaj biblic, zice, suntem ascunși cu Hristos în Dumnezeu. Acum, imaginați-vă toată hoarda de dragi care există în universul ăsta, dacă ar veni toată hoarda de dragi, numai pentru sufletul tău, pentru nimeni altcineva. Toată hoarda de dragi care există în univers. N-ar putea să intre după tine în Dumnezeu. Noi suntem ascunși cu Hristos în Dumnezeu. Deci limbajul ăsta e atât de fascinant și de frumos că n-ai cum să pronunți, să pui expresia pierderea mântuirii lângă versetul ăla. Noi suntem în Hristos, suntem în locurile cerești. Știți când vă puteți pierde mântuirea? Când îl vor putea coborî pe Iisus Hristos din cer. Tu ești ascuns cu Hristos în Dumnezeu. Tu ești în locurile cerești. Asta spune Biblia despre tine. Nimeni nu te va putea coborî de acolo. Nimeni! Nici măcar tu nu te poți coborî de acolo. Tu ești ascuns acolo, ești securizat acolo, ești protejat acolo. Și dacă ești născut din nou, nici nu vrei să cobori de acolo. Nici nu vrei să cobori de acolo. Dar doctrina pierderii mântuirii spune că poate să existe ruptura asta. Poți să fii scos din locurile cerești. Nici măcar când ești în locurile cerești, nu ești în siguranță. Nici măcar când ești ascuns în Dumnezeu, nu ești în siguranță. Dom'le, dacă când ești ascuns în Dumnezeu, nu ești în siguranță, atunci chiar niciodată nu ești în siguranță. Această doctrină neagă natura harului. Vă aduceți aminte pasajul acela care spune acolo unde păcatul s-a înmulțit, harul? Harul s-a înmulțit și mai mult. Am un păcat pentru care mi-aș pierde mântuirea. Eu cred că pentru toate păcatele mi-aș putea pierde mântuirea. Eu trebuia să-mi pierd mântuirea în continuu. În continuu trebuia să-mi pierd mântuirea, nu? Și voi la fel. Dar Biblia asta spune că unde păcatul s-a înmulțit, harul sfințitor și harul iertător al lui Dumnezeu s-a înmulțit și mai mult, adică harul acoperă toate păcatele tale. Când eu spun că există un păcat pentru care îmi pierd mântuirea, înseamnă că harul lui Dumnezeu n-a avut putere să se mulțească încât să mă vindece, să mă elibereze și să mă ierte de păcatul ăla. Da? Doctrina pierderii mântuirii neagă puterea harului care ne justifică și care ne sfințește. Această doctrină neagă regenerarea. Regenerarea înseamnă, spune Scriptura, că am fost născuți din nou dintr-o sămânță care nu poate... Putrezi, ba da, putrezește, zice el. Am fost făcuți făpturi noi, am fost făcuți părtași firii dumnezeiești, degeaba, să scoate firea dumnezeiască de acolo. Am murit față de păcat, degeaba, pot să-mi vin apoi față de păcat. Da? Sunt o făptură nouă. Degeaba ești o făptură nouă, că există în tine așa, ceva așa de vechi și de diabolic, încât poate să dea peste cap făptura asta nouă și să o moare din nou. Păi a fost nou sau nu? Cum poate o făptură nouă să aibă în ea ceva atât de diabolic încât să distrugă toată lucrarea Sfintei Treimi, nouul legământ, tot să facă praf? Dacă eu sunt o făptură nouă, mai sunt făptură nouă sau nu? Dacă am fost mort față de păcat, cum pot să am un păcat? Cum pot să am un păcat care să aibă atât de mare putere încât să mă omoare viața lui Dumnezeu din mine, dacă eu sunt mort față de păcat? Doctrina asta neagă orice metaforă și imagine a Sfintei Scripturi care e aplicată nașterii din nou.
Această doctrină neagă natura vieții veșnice. Cine crede în mine are? Domnul trebuia să spună viața, atâta. Atâta trebuia să spună, nu viața veșnică. Dom'le, dacă am viața eternă și eu mi-o pierd mâine, înseamnă că nu mai e eternă, nu? Adică n-avem nici măcar o înțelegere elementară a unor termeni din limba română. Ce înseamnă etern? Pentru totdeauna. Dacă eu mâine îmi pierd mântuirea, a fost mântuirea asta pentru totdeauna sau nu? N-a fost pentru totdeauna. Deci se neagă doctrina vieții veșnică. Această doctrină neagă natura sfințirii. Gândiți-vă, nu știu, la o dorință atât de, folosesc termenii ăștia duri, draconică, atâta de firească, atâta de lumească, care ar putea să vă facă să vă pierdeți mântuirea. Nu știu ce-o fi aia. Nu poate Duhul Sfânt să-mi sfințească dorința aia. Dacă El mi-a sfințit atâtea, nu poate să o sfințească și pe aia. Dacă nu poate, înseamnă că neg doctrina sfințirii progresive, care e făcută de Duhul Sfânt. Și am o doctrină foarte slabă despre sfințire. Foarte slabă. Foarte slabă. Această doctrină neagă natura bisericii. Să presupunem, dau un număr aiurea. 100, nu, 1 milion de miliarde de oameni o să fie mântuiți, să presupunem. Dar din ăștia, jumătate din ei își pierd mântuirea. Ăștia toți au fost biserica lui Iisus. El spune că a sfințit-o, a curățit-o prin botezul cu apă, prin cuvânt o va înfățișa, fără pată, fără zbârcitură și ajunge în cer cu mireasa ciuntă, ciută, schiloadă, șchioapă, oarbă. Vai și mare de capul ei. Așa o să fie mireasa lui Hristos? Nu. Mireasa o să fie cum a spus Hristos că o să fie. Ea nu o să fie mutilată în cer. Nu o să fie jumătate din mireasă. O să fie mireasa frumoasă a Domnului Iisus Hristos, așa cum El și-a pregătit-o din veșnicie și a desăvârșit-o pe pământul acesta. Trupul Domnului Iisus nu va fi sfârtecat de deciziile noastre. Ascultați-mă. Deci Dumnezeu o să dea cu noi de pământ, dacă suntem în trupul Lui, o să dea cu noi de pământ și o să ne sfințească și o să ne facă frumoși. Și cei mai enervanți pocăiți pe care ai cunoscut în viața ta, dar au fost născuți din nou, o să fii în veșnicie, primul de care este mir este să fii tu, nu de ei este mir, da? Da, nu de ei, de tine este mir prima dată. Dar cei mai urâți sfinți o să fie cei mai frumoși oameni în împărăția lui Dumnezeu, o să-i sfințească până la urmă. Ascultați-mă, o să dea Dumnezeu cu ei de pământ și o să-i sfințească până la urmă și o să fie extraordinar de frumoși acolo. Hristos nu va pierde pe niciunul. Această doctrină neagă pecetea și arvuna Duhului Sfânt. Dumnezeu să dă pe sine nouă ca să fim siguri de mântuirea noastră. Când am primit Evanghelia mântuirii noastre, Efeseni capitolul 1, am fost pecetuiți cu Duhul Sfânt și am primit o arvună. Am primit niște bani mai dinainte ca siguranță că o să ne dea tot după aceea. Da? Ne-a pecetuit însuși trupul, amprenta. Cum știm noi că vom fi în viață? Că însuși trupurile, nu sufletele, trupurile noastre au fost templele ale Duhului Sfânt. Asta e siguranța pe care ne-o dă. Arvuna asta e egal cu zero. Dacă eu știu că oricând e o arvună care pot să o arunc pe geam. Oricând. Nu mai există niciun fel de siguranță. Și în final, am auzit asta de la cineva, mi s-a părut genială. Dacă mântuirea se pierde, toți am făcut tot ce era necesar ca să fim pierduți. Dacă mântuirea se pierde, toți pocăiți au făcut tot ce era necesar ca să fie pierduți. Da sau nu? Eu aș vrea, vă spun din nou, pentru mine asta este argumentul final. Dacă nu credem asta, înseamnă că suntem ignoranți și ipocriți. Dar foarte ignoranți și ipocriți. Deci aș vrea să aud pe predicatorul ăla, pe păstorul ăla sau pe creștinul ăla, care e atât de inconștient, ignorant și ipocrit, sau nesimțit la propriu, încât să se ridice public și să zică: eu de 30 de ani n-am făcut niciun lucru pentru care merita să-mi pierd mântuirea. Vreau să-l aud pe ăla. Eu n-aș mai avea niciun fel de discuție. Deci consider un asemenea od lăsat pe mâna lui Dumnezeu să o lămurească Dumnezeu. La un asemenea od nu mai e ce argument să-i aduci. Dacă el, consecvent cu doctrina lui, crede că dacă ai făcut un păcat cu voia, îți pierzi mântuirea, vreau să-l întreb: n-ai făcut de 30 de ani sau de 10 ani niciun păcat cu voia ca să-ți pierzi mântuirea? Nu. Cât de ipocrit și de ignorant poți să fii ca să spui că n-ai făcut? Asta ne ține smeriți. Nu frica ne ține smeriți că ne pierdem mântuirea. Smeriți ne ține că în seara asta ne punem la somn, conștienți, convinși că suntem mântuiți datorită harului Dumnezeu, nu datorită nouă. Că mâine dimineață ne trezim creștini și o să fim creștini în continuare, nu datorită nouă, ci harului Dumnezeu. Că vom fi până la sfârșitul vieții noastre, vom persevera în har, nu datorită nouă, ci datorită harului Dumnezeu. Și repet, mi se pare doctrina aceasta și o consider monstruoasă și o predic ca pe o doctrină monstruoasă și voi lovi în ea de câte ori
pot, pentru că nu cred că este o doctrină a Sfintei Scripturii, ci cred că este o doctrină care atunci când este pus într-un sistem teologic, sau este pus în viața bisericii, sau este pus în viața unui credincios, flagelul ăsta, tumoarea asta, cancerul ăsta distruge absolut tot. Toate ligamentele spirituale, doctrinare, dintr-un sistem frumos doctrinar, care e perfect, e desăvârșit, făcut de Dumnezeu, tot e făcut praf. Tot, nimic nu mai are sens. Tot e făcut praf de o singură doctrină. Doctrina pierderii mântuirii. Și nu degeaba am vrut să dau atât timp acestei doctrine, trei întâlniri la rând, și nu degeaba veți vedea că cea mai populară doctrină din doctrinile arminiene este doctrina pierderii mântuirii. Este cea mai populară doctrină. Este doctrina prin care se face cel mai grozav șantaj în biserici. Ăsta e șantajul. Șantajul în biserică se face de la învoane prin doctrina pierderii mântuirii. Dacă n-ai dat destul, dacă n-ai venit la biserică destul, dacă nu te-ai rugat destul, chiar oamenii folosesc asta. Frate, nu mă rog destul. Cât e destul? Dacă am făcut tot ce trebuia să facem. Suntem niște robi netrebnici, care am făcut ce eram datori să facem. Când e destul? Când e destul? O veșnicie întreagă, dacă ne-ar da Dumnezeu, e o anomalie filozofică asta, veșnicii după veșnicii, n-am reușit să facem nimic din ce a trebuit să facem. Am făcut ce eram datori. Dacă ai făcut tot, ai făcut ce erai datori. Cine a făcut tot? Dar șantajul ăsta se face. Nu te-ai rugat destul, ca și cum ar exista un destul. Etica minimalistă. Se trasează un plafon. Și asta duce la plafonare. Nu am venit la biserică destul, n-am citit destul, n-am studiat destul, nu m-am străduit destul, nu m-am sforțat destul, totul este de om. Și asta e șantajul. Fraților, veniți, că dacă nu, nu, eu aș vrea să veniți la biserică, îl iubiți pe Dumnezeu și sunteți mântuiți și aveți o dispoziție spre a fi cu Sfință. Vreau să vă rugați că aveți o dispoziție spre a sta în împărtășie cu Dumnezeu. Vreau să vestiți Evanghelia că aveți o dispoziție de a vă bucura de mesajul lui Dumnezeu. Nu că vă șantajez eu în fiecare duminică să faceți lucrurile astea ca să nu vă pierdeți mântuirea. Da? Asta este total împotriva naturii bisericii și a felul în care Dumnezeu a rânduit să fie lucrurile. Dumnezeu să îndure de cei care adoptă doctrina asta și să le dea lumină. Amin.